Elevii de la școala gimnazială Prolisum au asistat astăzi la un spectacol de colinde susținut de elevii de la școala populară de artă. Drept răsplată, elevii au făcut daruri ce vor fi duse copiilor care au nevoie de ele. În total s-au adunat peste 200 de cadouri. Iarna a venit cu fulgii ei zglobii. Se aud din stradă glasuri de copii. O cutie goală de pantofi poate fi. În seara de ajun prilej de bucurii. E minunat cadoul din cutia de pantofi împachetat. Elevii s-au mobilizat exemplar în cadrul proiectului Shoebox, cutia de pantofi, proiect care se desfășoară în școlile din județ. Elevii au fost provocați să facă un dar înainte de sărbători. În cutia de pantofi ei au pus lucruri pentru alți copii, au învelit frumos cutiuța și au donat-o. Salutăm inițiativa Consiliului Județean al Tinerilor din județul Sălaj, potrivit căreia elevii pot să fie cum se cade și să fie alături de copiii nevoiași din acest județ. După cum vedeți, copiii școlii noastre s-au mobilizat exemplar. Suntem o școală mică, dar nu lipsită de importanță. Dovadă sunt acțiunile pe care dumneavoastră le-ați văzut și cu alte ocazii și acum ați văzut aceste pachete pe care copiii din suflet s-au pregătit să le dăruiască celor aflați în suferință. Aceste daruri vor fi duse de Consiliul Județean al Elevilor Sălaj înainte de Crăciun copiilor care nu dispun de astfel de lucruri. Sunt daruri ce sunt menite să aducă zâmbetul pe fețele copiilor care, în seara de Crăciun, vor găsi sub brăduț aceste atenții. Iarna a venit cu fulgii ei zglobii. Se aud din stradă glasuri de copii.